Sau n-a simțit nimic pentru tine. Da, sau așa. E posibil asta. Și la concluzia asta am ajuns până la final. E, na, te face în ultimul fel când vezi că încerci să scoți cea mai bună versiunea ta. Și nu e de ajuns. Și te simți zero. Și normal că ai o reacție de genul. Te simți, dar nu de la o zi la alta, Antoni. Dacă ating, tu știi ceva fost, acolo? N-a fost de la o zi la alta. A fost. Cu o zi înainte i-ai spus Iuliei că vrei să-ți treacă în drăgosteala. Și a doua zi ți-a trecut efectiv. Păi, dar stai un pic, decizia asta de să-mi treacă în drăgosteala n-a fost atunci când am vorbit cu Iulia. E de mult, Bianca, pentru că numai eu știu cât stăteam. De mult de când? Cum? Nu a fost de mult. Cât stăteam? De săptămâna aia. Păi te-am și întrebat și ziceai că nu s-a schimbat nimic, că e totul la fel. Adică a fost îmi place de ea, dar și ce pot să zic, și dulcele îmi plac, dacă le mănânc mult. Da, uite, de multe ori Radu încerca să afle de la Larisa mai multe detalii și totdeauna îi sărea în cap că stai, că nu e așa, că eu sunt altfel. Păi se mințea altfel. Și atunci de ce n-ai încercat să oprești băieții, dacă tu tot îi luai apărarea? Deci ai în boala iubirii. Gala dinainte a fost fără eliminare, atunci tot așa mi-au zis băieții că vor să voteze pe Larisa. I-am zis, mă, nu, lăsați-o, mai dați un pic timp, răbdare, că asta până la urmă cere. Și bun, răbdare, păi dar... nu e vorba de ea, e vorba de tine. Nu că băieții pe, dau... Pe mine și pe Cosmin au încercat să ne oprească. Vorba de tale, dacă sunt adevărate. Pe mine și pe Cosmin au încercat să ne oprească. N-a spus asta în gală. Că ce? Că a încercat să vă oprească. Ba da, eu și cu Cosmin de cu gală înainte am vrut să votăm și am zis și înainte cu 2-3 zile că eu și Cosmin o să votăm. De ce n-a spus asta? Ascultă-mă o secundă. I-am zis că o să votăm, ne-a rugat să ne votăm și am spus că, bă, frate, dacă nu o să accepte date-ul cu tine, nu mă interesează, eu o să votez. Pe asta zic, n-am mai putut să facă nimic el, să zică, băi, n-o vota sau... Păi o zis gala trecută în care a fost gală fără eliminare. Atunci ne-a rugat să nu... Bine, păi atunci, acum... da, și dar acum... gala asta nu. Când păi și-a dat probabil și-l seama că să luptă cu morile de vreo. Și în primul rând, săptămâna aia pentru mine a fost, cred că, cea mai dureroasă, să zic așa, pentru că atunci a fost clar și mai ales și s-a mai difuzat și așa, a fost clar că eu nu reprezint niciun interes pentru ea, nici minimul ăla de interes. Nu știu, dar totuși George a făcut în așa mod încât băieții să nu voteze niciodată pe Larisa. Chiar dacă nu a făcut el. Chiar dacă Larisa... Lasă-mă să termin. Păi se vedea că au ceva între ei, de aia nu vota, nu ne-a rugat el. Chiar dacă Larisa s-a despărțit de George, chiar dacă Larisa a mai refuzat date-uri cu George, chiar dacă Larisa nu a fost nici ea clară cu George, oricum niciodată nu s-a ajuns până la vot. Larisa nu vrea nimic, nici cu George, nici cu mine. Asta a fost justificarea băieților. Bă, a fost George, bun, l-ai tot respins, dar ți-a venit băiat. N-ai fost în stare să alegi, cât era și George aici, n-ai fost în stare să alegi dintre George și băiatul. Astea sunt cuvintele tale sau a băieții? Ale mele. Ale tale? Da. Că n-a fost. Dar și el e de acord. Dar de ce nu ai spus asta direct în față? Adică tu totdeauna o luai așa. Pentru că ea era cea care îmi cerea să nu le zic în față. Ea era cea care îmi cerea să nu le zic în față. Ea era cea care îmi zicea, când adresam câte o întrebare mai, nu știu, mai picantă. Picantă. Ea era cea care îmi zicea, uite, vezi tu, acum pui presiune pe mine, nu mai pune presiune. Lui nici măcar răspunsuri la întrebări de astea ușoare nu le dădea. Și asta mi-era cel mai ciudă pe el, că știam cât de mult îl deranjează și nu putea să-i spună că o supără. George i-a răspuns? George nu i-a răspuns. Dar nici nu ne-a răspuns, dar măcar acolo ei se revedeau că mai învârt ceva. Acum ce trebuie să facem? Mai vine un băiat pentru ea și pe băiatul ăla să-l facă la fel? Măcar tu trebuia să te deschizi. Cum te-ai deschis? Umiliți. Acum, în fața ei. Jucuriți. Exact, apropo de băiat nou și fată nouă. În fața ei tu o tratai așa, adică nu-i spuneai ce te doare. Nu-i spunea exact ce te doare. Tu totdeauna lăsai așa. Cristina, stai așa. Să-l judecăm acum pentru asta. Am fost în cuibușor. Cristina, am fost în cuibușor cu ea și i-am spus exact tot ce simt. Și ea în cuibușor mi-a zis ceva și când am ajuns aici a fost totuși cu totul altceva de ce am vorbit eu cu ea. Concluzia finală, când am plecat din cuibușor, a fost, deci putem să ne numim într-o cunoaștere? Și ea mi-a zis că da. Când am ajuns aici, nu s-a întâmplat așa. De ce n-ai spus asta? Nu ne-ai povestit asta? Pentru că nu... Asta am vorbit despre asta. Nu a vrut să vrea într-o lumină favorabilă. Și acum vine viața în gală, e că vrea să iei o cunoaștere cu tine. În cuibușor... Deci fix asta, Larisa, eu din răspunsurile tale nu prea înțeleg nimic, așa că o să spun ce am înțeles eu, sau bine, ce prefer eu să înțeleg și tu îmi spui dacă e bine sau nu. Și eu am zis, Larisa, eu am înțeles că asta se poate numi o posibilă cunoaștere.
Și ceea ce, când am ajuns aici și am vorbit pe conexiune, a zis că nu e. Da, da, posibilă cunoaștere la modul om ca om, dar nu cunoaștere spre relație. Păi, dar stai, eu asta am înțeles întrebat, de la ea. Am întrebat-o cum mă place ea pe mine, ca prieten. Sau că tu mai vrei și nu vrei să spun. Dacă nu s-a cerut o săptămână, dacă nu s-a cerut o săptămână, nici măcar cunoaștere ca om nu și poate să fie. A fost un moment, ea empatizat. Și de ce nu ne-a spus și tu? Am văzut momente la televizor când ai empatizat cu Moise, când ai empatizat cu Robert. Dar eu care, na, încercam să mă apropii de ea și după faza aia când s-a certat cu Lorena, eram praf, praf, praf. Mă, ok, măcar, Larisa, la momentul prieten, respectiv, nici măcar ca prieten să se ceară la mine, să empatizeze cu mine, Antony, să stai... Cu chestia am întrebat de acord și am remarcat-o și eu, cu empatizarea față de tine, că nu ți-a arătat nimic, vorbeam că n-a demonstrat nimic. Dar n-a demonstrat nimic nici lui George, adică nici de unul, nici de altul. Dar totuși, când era cu George, nimeni n-a votat-o. Asta-i. Nu a votat-o pentru că... Ceea ce vreau să spun, Antony, la ceea ce ai spus și eu am avut o conversație cu ea, cred că era și pe conexiune, și i-a spus că ea atunci nu a empatizat cu tine pentru că știa că tu te simțeai rău din cauza ei, într-un fel, și ea... Păi din cont, nu s-a simțit de a rău și de aia nu a putut să... Ea era cea mai măsură să empatizeze. Asta știu, dar eu spun explicația pe care a dat-o ea atunci. Dacă e rău din cauza mea, nu mai mă cer la el. Mai bine. Adică eu fac răul omul ăsta că nu vorbesc cu el și eu ce fac? În loc să mă duc să vorbesc cu el, nu vorbesc cu el. Da, e bine, și eu când am spus asta, nu ți-a convenit, Antony. Pentru că a fost momentul ăla când nu puteam să accept nici... El n-a vrut să accepte nicio chestie, nicio secundă, că Larisa n-are niciun sentiment față de el. Gândirea mea rațională în momentul ăla era plecată, era încă în vestiar sus. Dar n-auzi mă că i-au renunțat deja. Ok, n-a procedat bine nici ea, dar tu, fiind îndrăgostit... Băi, și când ești îndrăgostit și suferi, tot nu lași persoana aia... Dar tu ce încerci să-i bați obrazul ca zis-l că e îndrăgostit, gen? Tot nu lași persoana aia să ba, da. Plece oarecum atât de repede. Dar și ce voie să facă? Da, voi n-ați văzut nici... Să stăie după ea. Fetelor, judecata! Dar nu judecă nimeni! N-a văzut nimeni când a început să plângă? Nu. Eu eram lângă el. Ba da, lăsa capul jos. Despre asta nu discutați? A început să plângă, că Larisa era în față, nu s-a putut uita la ea și a început plâns, să plângă. N-a plâns, Radu, a da, chiar plângea. Doamna Andreea a întrebat și a da, plângea. Era da, da, el, plângea, avea lacrimi. Cu lacrimi. Plângea. Avea lacrimi? Da. Plângea, da. Plângea. Avea lacrimi, doamna asta lui. Asta nu se discută? Cum? Asta e tăiat așa și... De la cineva. Știi judecata București acolo. Catinca. Da. Gata, prea, da, că... prea mult, părerea. Tu nu ne-ai spus nicio teorie. Ție ce faci, Catinca? Lasă. Bine, tu ce faci? Bine, ce am să se întreb? Larisa avea vreun interes față de Antony? Așa, din ce știi tu? Nu. O zis nu avea, nu? Și atunci ce tot îl judecăm pe omul ăsta? Păi, exact. De ce n-a vorbit, că de ce n-a făcut? Dacă zis că ia o lepul. În primul rând, când era George cu Larisa, nu, nici nu s-a pus problema să vrem să votăm pe Larisa, pentru că cumva mișcau ei ceva acolo, părea că au un interes. Dar la Antony, jur, dacă părea că avea vreun interes și dădea și răspuns. Probabil nu vota nimeni. Nici măcar ca prieten. Cum? Probabil nu vota nimeni dacă interesul era și din partea ei și vedea și ceva. Un minim, exact, un minim de interes, măcar un minim de interes. Nu știu ce, nici cu George nu avea nu știu ce. Dar măcar puțin să răspundă două, trei întrebări care îl interesează pe el. Așa de rutină, nu întrebări complicate. De asta și vota. Dar George, nu e cum a spus Bianca, că George a vorbit cu noi și că de-aia, domnule, noi n-am votat-o pe Larisa. Noi nu am votat-o pe Larisa pentru că am văzut un interes din partea ei pentru George. Ce interes? Că nu i-a făcut niciodată niciun gest, niciun nimic, ca niciun moment. Bianca, ce interes? Bianca, să cerea la el. N-am fost interesit, a fost aceeași, numai că s-au salutat odată. Dar la Antony nu s-a întâmplat nimic. Larisa la Antony nu se cerea cu Antony, nu vorbea, nu-i dădea nici explicații, s-a întâmplat nimic cu Antony. De-aia am votat-o. Au fost mai apropiați, chiar dacă ea nu a demonstrat nici aș fi apreciat sincer toată luna asta de când sunt aici, o lună și așa, aș fi apreciat măcar ce faci cum ești, un ce faci cum ești. Păi te-au întrebat ce faci cum ești, Cristina. Nu, 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 din partea de partea. Bine. Mulțumesc, Cristina. A zis porbită. Te-au mai întrebat și Giulia. Da, mulțumesc. Eu mă referam la Larisa. Adică judecata București. Un ce faci cum ești, o văd măcar cu interesat. Hai, hai, tu vezi de ale tale. N-am primit nici la cel mai mic. Trebuia să fie una cu ciocană. Nu știu, s-au mai certat lumea, s-au mai spus chestii urâte, dar oricum nu s-a dorit eliminarea nimănui, înțelegi? Chiar oricum, Antony, cred că n-avea nicio putere asupra noastră, oricum noi votam. Nu s-au certat Robert și Mihaela și toți s-au votat ca și lideri, tot nu s-au votat spre eliminare, tot a fost tot ok. Laurențiu, Lorena, nu tot așa. Laurențiu voia să te facă lider, să nu pleci, tu voiai să pleci. Adică totuși până la urmă, Bianca, când a fost un sentiment, Bianca, s-a tras de chiar dacă ai când a fost, dar n-a fost. O persoană, cum păi poate din partea bine, ce era un sentiment, era cum poate Antony să ne ceară nouă pe Larisa când noi n-am văzut nimic din partea ei? Ți era frică că pleacă la urmă? Da, evident. Păi atunci cine e judecata?
E acolo, nu e aici, Radu. Păi nu ești tecata la noi, e vorba despre logică. Păi că voi n-ați văzut, că voi n-ați auzit, că vouă nu vi s-a spus, că vezi, n-aveți. Radu, că dacă nu făceam eu niciun pas spre tine, o săptămână, două. Te votam. Nu cereai oameni, băieți, cred că mai am. Am încercat în momentul ăla, am încercat într-un ultim moment. Mihaela! Ai spus să-mi caut în buzunar și am găsit un milion. Ai găsit un milion? Nici eu nu știam din bani. Mihaela, ăla mi-l dai mie, că la 3 voturi spre eliminare îmi dai 100. Dar au fost 3 sau 4 până la urmă? Nu știu, că nu le-am mai numărut de la urmă. Eu maxim 2. Vezi, uite-te la episoade, ca să știi. Câte ai? Mai ai să-mi dai? Ha? Dar te-am supărat eu cu ceva pe tine? Nu știu, gândește-te tu. Nu știu, acum zi-mi tu ce fac, mă duc eu să dau research ca în loc să te zici tu clar. Mihaela, îmi dai 1 milion până mâine. Laurențiu, aveam zi întrebare pe tine. Nu. Cu răutate nu ți l-am dat votul. Nu, cu bunătate mi-ai dat, poftim.